Dragi ascultători, avem onoarea să ascultăm mărturia lui Iulian Roșu, un om care a fost aproape de moarte, dar a văzut mâna lui Dumnezeu cum l-a scăpat. În primul rând, vă rog să vă prezentați. Mă numesc Iulian Roșu, sunt de localitatea Negru Vodă, județul Constanța. Am vârsta de 46 de ani și am avut o experiență cu Dumnezeu acum de curând, acum 2 ani și 4 luni. Am citit în Biblie că ce îmi dați pe o Biblie. Am citit în felul următor. Spune așa, zice, în Luca, în capitolul 12, la versetul 8, zice, vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vrea să fie mărturisit împotriva în această lume de noi oameni. Acum, experiența mea, ce s-a întâmplat? Într-o zi eram pe mașină, am fost șofer de tir. Am dus mașina, am descărcat-o și m-am pus în camion să dorm. Apoi când m-am trezit, am plecat la drum, iar pe drum m-a luat o durere de cap. Durerea de cap s-a accentuat și am zis că o durere de cap simplă. Dar nu a fost așa, s-a spart un vas de sânge în creier și mi s-a inundat capul cu sânge. S-a manifestat cu o durere de cap. După am căutat un parking, am oprit mașina, iar după o perioadă de câteva minute mi-am dat seama că deja mi s-a apropiat sfârșitul. Și mi-am luat niște acte că mine să pot fi lecinat și am coborât, am cerut ajutorul unor oameni. Și de atunci am fost două zile, deci, prin spital operat, nu știu nimic de ce s-a întâmplat, adică nu știu ce a făcut IBE lumea asta, doar din acte rezultă, citesc ce s-a întâmplat. Acum, mie mi-a făcut o evacuare de cerebel, de hematom, cheagul de sânge și o parte din cutia craniană. Iar acolo când am fost, am văzut lucruri, adică în cele două zile cât am fost operat, am văzut lucruri ce nu pot să le spun în cuvinte deștea omenești, adică le pot descrie cât de cât, dar ce vezi cu ochii tăi nu e același lucru. Nu credeam vreodată în viața mea că pot să spun asemenea lucruri sau pot să aduc asemenea mărturie, asemenea cuvinte să spun, nu credeam. Dar uite, Dumnezeu e mare și poate să aducă anumite lucruri așa cum vrea El. Ce aș putea să-mi spun de asta? Da, deci în primul rând am dorit să ne spuneți cum s-a produs vindecarea, că acum văd că sunteți bine. Ok. După operația respectivă am rămas cu multe invalidități, multe sechele. Una din sechele e acesta cu vorbitul și privitul, adică nu accentuez cuvintele cum trebuie și mă chinu să mă străduiesc să le accentuez așa și de privit privesc mai mult obiecte fixe, nu mașini, oameni, că obosesc și stând. Am rămas cu multe sechile, adică am fost în scaun cu rotile, n-am putut să mănânc, n-am putut să merg la toaletă, n-am avut echilibru, multe. Am rămas paralizat pe partea dreaptă foarte mult timp, nu puteam să ridic piciorul drept. Mâna nici acum nu am control perfect al mâinii, deci mai face câteodată, încă acum e echilibru cu ea. Și singurul lucru care mi-a rămas atunci a fost Dumnezeu, deci atât mi-a rămas, nimic, că știu așa, că omul dacă are și un fir de pai se ține de el, va spune, eu sunt puternic, dar atunci când nu mai rămâne nimic decât Dumnezeu, cum mi-a rămas mie, atunci vă spune, numai Dumnezeu mă poate scăpa din asta.
Înainte de a spune de vindecarea mea, vreau să menționez un lucru care mi-a făcut impresie, adică am rămas puțin uimit. În momentul în care am fost operat, doctorii din Norvegia au dat telefonul la poliția din Norvegia, iar poliția de acolo din Norvegia au dat telefonul la cea din România și au anunțat poliția că va trebui să primească un mort. Cei de la poliție din România au sunat părinții mei și au spus că să pregătească să primească mortul, adică un coșuc și cele necesare mortului. De șanse de trăit nu aveam, așa că... Deci, nu mi-a rămas. Faptul că trăiesc și sunt în viață acum se datorează faptului că Dumnezeu a fost alături de mine și m-a scăpat din toată chestia asta. Doctorii m-au dat acasă. Nu m-au avut ce face, deci... Și-a luat doctorii mâna de pe mine și au spus că nu au ce face. Adică ce a fost omenește se poate face acum. Și pe internet scrie că în 6 luni de zile moare omul cu accident vascular sau dacă nu moare și trăiește, va trebui, e necesar ca să urmeze toată viața lui îngrijire medicală. Eu însă n-am nevoie de îngrijiri medicale, mă descurc singur și sunt ca la început mi-au revenit toate funcțiile. Acum, vindecarea mea s-a realizat în felul următor. Știu așa că mi-e puțin greu. N-am avut atunci să strig decât la Dumnezeu și am știut că aerul, rugăciunea și mișcarea, aerul și mișcarea tot Dumnezeu mi le-a dat. Doar ăstea trei m-au rămas ca să mă pună pe picioare și cu ăstea trei am început. Am ieșit afară, m-am mișcat tot timpul și m-am rugat. Și am dat acest sfat și celorlalți pacienți care au fost internați cu mine atunci să facă aceste trei lucruri, să se roage, să iasă afară și să facă mișcare. Astea trei lucruri le-am spus să facă pentru început. Acum, am făcut multe eforturi, adică unde nu puteam să merg 10 metri sau mergeam 10 metri, dar mă opream la 5 metri. Acum merg câte 8 sau 16 km pe zi ca să-mi pot reveni, adică nu vreau să mă las așa la mâna doctorul că am văzut ce fac. Mi-am urmat un tratament strict sever, deci în ceea ce privește alimentația, nu mănânc carne deloc, deci numai vegetarian și tot ce a lăsat Dumnezeu pe fața pământului ftit și natural, ce e cumpărat, nu fac greșeala să fac ceva de genul ăsta că ți-ar putea să mor și nu vreau. Nu vreau să mor acum. Apoi am 2 ani și 4 luni de când mă chinui. Mă străduiesc să mă pun la loc, să mă aduc în situația în care am fost. De 2 ani și 4 luni și întotdeauna, deci mă trezesc dimineața, încep cu rugăciune și îmi fac programul. Deci mănânc ce am de mâncat, mâncarea sărăcăcioasă, că nu trebuie nici prea mult. Apoi mă pun în mișcare. Aici sunt pentru albăile fele, sunt pentru tratament. Îmi fac tratamentul, e a doua oară care vin, îmi fac tratamentul ca să mă pot pune pe picioare încet, încet. Acum apa care iese din pământ, tot ceea care a lăsat Dumnezeu, aerul, tot ce a lăsat Dumnezeu, mâncarea, tot ce a lăsat Dumnezeu pe fața pământului, ce a lăsat Dumnezeu, nu ce e la market. Eu asta știu, asta am văzut. Adică de-am încercat vreodată să fac lucruri invers, adică să mănânc ceva prăjit sau ceva, mi-a fost foarte rău. Așa că nu mai fac greșeli de asta. Și încet, încet, cu mari eforturi, a reușit să mă duc pe picioare. Dar știu sigur că dacă Dumnezeu nu era să-mi dea voința să lupt, dacă nu era Dumnezeu, nu ajungeam aici, nu puteam. Adică și voința mi se spune când povestesc altor oameni, mi se spune că sunt un luptător. Dar luptătorul ăsta, dacă Dumnezeu nu-i dădea puterea să lupte, nu făcea nimic. Am văzut oameni fără mâini, fără picioare. Am văzut oameni în scaunul utile care nu își poate face nevoile. Am văzut multe lucruri și dacă Dumnezeu nu-i dă puterea să lupte, nu face nimic. Și știu că era un om mort și acum sunt viu.
Asta știu. Mai departe, acum că sunt în viață, Dumnezeu știe că sunt în viață și El trebuie să-mi spună ce trebuie să fac și cum trebuie să fac, că eu singur nu pot. Asta știu. Cum ceea ce trebuie să faceți este, așa cum a spus dumneavoastră, pentru că a spus că El v-a ajutat, El m-a ajutat. Trebuie să faceți exact ceea ce El spune că trebuie făcut, trebuie și sufletul acum să vi-l salvați, pentru că spune în Biblie ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. A, mai citit, adică sunt lucruri care le-am citit în Biblie și asta a rămas busola mea. Biblia a rămas busola mea, adică oriunde aș fi, orice n-a stat de vorbă și orice aș face, oricum, eu știu că asta mă ghidează în drumul meu spre mântuire, în drumul meu bun. Altfel, fără asta, poate să fie și universitar, doctor, nu știu, deputat, știu că asta mă duce acolo. Știe bine ce spune cartea asta. Așa este, și bine a spus, pentru că a spus în drumul spre mântuire și Biblia spune în Marcu 16:16, cine crede și se botează, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Asta e drumul spre mântuire. Să vă ajute Bunul Dumnezeu să... În Iov, în capitolul 2, în versetul 4, scrie așa, o bucată din verset, o jumătate din, zice, omul dă tot ce are pentru viața lui. Omul dă tot ce are. În faza asta am fost eu și sunt. Vă spun că acolo unde munceam pentru Norvegia, că munceam, mi se dă un salariu destul de bun, adică vreo 3200 de euro pe lună. Unde munceam pentru banii ăștia, am ajuns în spate de spital și nu mai munceam și mi se dau banii. Adică timp de un de zile am primit banii pentru care eu mă dusesem să muncesc. Deci Dumnezeu a făcut în așa fel lucrurile, le-a sucit, căci mi-a dat banii aceia, dar am plătit un preț. Deci am văzut că atunci când nu mai puteam, deci putea oricine să mă dea la gunoi. Și am văzut că Dumnezeu a făcut în așa fel încât mi-a dat banii pentru care m-am dus să muncesc și m-a pus înapoi pe picioare, m-a scos din spitale, am făcut mari progrese. Chiar vă spun două experiente care le-am văzut cu ochii mei. În Norvegia, în luna februarie, m-a rugat la Dumnezeu atât că puteam eu, că nu puteam mult, adică știu, un minut, două, că nu puteam. Era greu, nu puteam. Nu ieșeam nici pe ușa afară să mă uit, să văd ce număr scrie pe ușă. N-aveam curaj. Și m-a rugat să ies din spital când noi vedeam unguri în copaci. Acum nu mi-era de ajuns că eram bolnav. Îmi trebuia să cer și să pun și condiții, să ies din spital când noi vedeam unguri în copaci. Acum în Norvegia, în luna februarie, când oamenii pe jos dădeau cu apă cu sare, și era zăpadă pe casă, că stăteam la etajul 3, deci vedeam acoperișul caselor. Când era zăpadă pe casă și tot, eu ceram unguri în copaci. Nu e normal. În schimb, martorii sunt tăi oameni de acolo, că am văzut unguri în copaci și actele mele scriind că în 22 de zile am ieșit din spital. Lucru, adică nu se poate în Norvegia, în februarie. Deci, nu, ok. Iar al doilea experiment a fost că atunci... Asta a fost semn de la Dumnezeu că vă iubește. Când am venit în Norvegia, am venit cu avionul, am venit la Băile Felix, la Oradea, m-au oprit în București, la București, la Oradea. Iar din avion vedeam toată țara, era plină zăpadă. În schimb, aici, în zona Oradea, nu era zăpadă. Picioarele mele nu aveau multă stabilitate, nu puteam să-mi păstrez bine echilibru. Și exact acolo, în locul unde munceam, nu era zăpadă. Deci exact pentru picioarele mele. Exact, în tot restul țării era zăpadă. În schimb, aici nu era. Am văzut lucruri care, deci omenește, na, cum e zăpadă peste tot, trebuie să fie și aici. Dar am văzut că Dumnezeu are grijă de copiii. Asta a fost, mai multe experiențe am avut cu Dumnezeu, dar acum am spus mai două. Știu, pentru că v-am văzut anul trecut în situația în care erați și m-am rugat pentru dumneavoastră și văd cum sunteți acum. Deci numai mâna lui Dumnezeu. Acum, în final... Ce ați recomanda celor Doamne, care vă ascultă și care trec prin aceeași situație ca dumneavoastră? Să învățați de vorbă bună, să nu ajungeți așa ca mine, să nu ajungeți
să învățați cu forță un pic, să învățați de vorbă bună. Să învățați de vorbă bună, să nu ajungeți așa, că e tare greu. Acum e un lucru bun, văzând din punctul meu de vedere, că încă mai am o șansă, că puteam să nu am nici pasta. Asta e lucru bun. Dar să învățați lucruri de voie bună, de vorbă bună, să auziți de la diferiți oameni, să ascultați ce spunei, să luați aminte și să nu credeți că e o glumă. Dacă cumva de credeți că e o glumă, uitați-vă la mine că puteți ajunge așa. Așa. Vă pot arăta și operația ca să credeți. Am operația în cap. Să vede. Nu se vede pastăre? Da, se vede, se vede. Okay. Asta vă sfătuie, adică să învățați de vorbă bună, să ascultați, să faceți voia Dumnezeu de vorbă bună, cât sunteți încă în putere, cât aveți toate organele în locul vostru, cât puteți să faceți lucruri așa cum puteți voi ca oameni. Că am rămas fără putere să merg la toaletă să fac nevoia. Iar acum când merg, mulțumim la Dumnezeu că pot să-mi fac nevoia singur. Acum, înainte mi se părea că e normal. Acum îmi dau seama că nu e normal. Pentru mine aduce mâna la gură e un lucru bun. Adică mă chinuie să țin mâna dreaptă să ajung cu lingurița la gură. În schimb, pentru anumiți oameni e ceva normal. Deci un lucru e o binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că puteți face asta. Așa că ascultați ce spune Biblia, ce spune Dumnezeu. Că nu-i de glumă, ascultați de bunăvoie. Că dacă ascultați de noi ca mine, va fi foarte rău și s-ar putea să nu aveți ocazia să ajungeți ca mine, adică să aveți o doua șansă. S-ar putea să treceți dincolo. Și atunci când ajunge omul dincolo, e foarte rău. Ar vrea, degeaba ar vrea el să întoarcă aici, să mai schimbe ceva. Exact ca în capitolul acela în care spune tânărul nemilostiv, la bogatul nemilostiv, degeaba ar fi vrut el să întoarcă înapoi și ar fi vrut să spună anumite lucruri, dar nu ar fi tot exact. Deci ce spunea Lazare, du-te la frații mei și spune măcar asta, să nu vin aici unde sunt eu. E foarte rău, e foarte rău, ajunge acolo, nu te mai poți întoarce. Acum eu că sunt aici, e un lucru dat de Dumnezeu, o șansă în plus, că singur nu puteam cu puterea mea. Asta v-a sfătuit, să vă întoarce Dumnezeu de vorbă bună, de bună voie. Vă mulțumim frumos și să vă dea bunul Dumnezeu sănătate și mântuirea sufletului.